Dorim să deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Apocalipsei, la capitolul 12 și vom citi versetul 17. Așa cum ne-am obișnuit deja, acest pasaj din Sfânta Scriptură aduce în atenția noastră ultimul mare conflict, ultimul război care va avea loc pe acest pământ. Și războiul, prieteni, este întotdeauna între Dumnezeu și Satana. Între cei ce ascultă de Dumnezeu și cei care ascultă de Satana. Ascultați cuvintele acestea. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița, semințe ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Din nou putem vedea clar cele două tabere sau cele două armate care se pregătesc să intre în acest ultim mare conflict. În această ocazie vrem să studiem puțin despre ceea ce ajută la desfășurarea acestei lupte. Adică vrem să vedem care este acea putere care insuflă sau dă entuziasm armatei lui Dumnezeu. Și ce reprezintă acea putere care dă entuziasm și multă putere armatei lui Satan? V-aș sugera următorul gând. În timp ce inspirația și puterea în tabăra lui Satana se realizează sau vine, se ridică din adânc și vine ca să întărească pe cei care vor lupta în acest război, inspirația în armata lui Dumnezeu coboară de sus. Deci o putere vine de jos, cealaltă vine de sus. Și am putea să spunem foarte corect în această ocazie că atunci când Satana își va înălța puterea lui. Vă amintiți că într-o situație în câmpia dura, pe timpul lui Nebucadnețar, Biblia ne spune că Nebucadnețar a poruncit ca în acea câmpie să se înalțe, să se ridice un chip de aur, căruia să se închine toate popoarele? Știați că această exprimare, această expresie, a înălța un chip, nu este întâmplătoare. Pentru că, într-adevăr, și ultimul chip care va fi făcut în lumea aceasta, care va declanșa acest mare conflict, mare război între bine și rău, de la sfârșit, va fi înălțat înaintea întregului pământ. Dacă chipul este înălțat, înseamnă că de unde pornește el? Pornește de jos. Deci observați că această putere care insuflă entuziasm celor nelegiuiți vine din adânc, prieteni. Iar în Apocalipsa 11 avem un alt indiciu unde spune că fiara care se ridică din abis, din adânc, care nu reprezintă nimic altceva decât aceeași putere a spiritismului, a influențelor duhurilor rele care vin să ajute în acest mare conflict. Acum, prieteni, care este răspunsul lui Dumnezeu la această influență care se ridică de jos în sus? Cum o va întâmpina Dumnezeu? El o va întâmpina printr-o putere care vine de sus în jos. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să facem parte din tabăra care va primi această influență divină și sfântă de sus, de la Dumnezeu. Haideți să vedem mai întâi prima imagine. Această putere care se ridică de jos în sus este descrisă în Apocalipsa capitolul 16, de la versetul 13. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Observați, dragi prieteni, cum aceste puteri, cele trei puteri amintite, balaurul, fiara și prorocul mincinos, îi adună pe toți oamenii. Spune aici în versetul 14, fac semne nemaipomenite și se duc la împărații întregului pământ ca să-i strângă pentru război. Deci este o forță, o influență, o putere care îi adună pe toți oamenii. Însă vreau să înțelegem un mare adevăr. În timp ce mărturia lui Iisus, spiritul profetic, adună o rămășiță, un popor care este loial și credincios lui Dumnezeu prin ascultare de poruncile lui, Satana, pe partea cealaltă, prin aceste trei influențe necurate,
care sunt asemănate cu niște broaște. El reușește să adune întreaga lume în acest ultim mare conflict împotriva lui Dumnezeu. Observați că avem aici două tabere care sunt din nou puse în contrast. Aceasta este imaginea celor care sunt insuflați de jos, frații mei, din abis. Puterea aceasta se ridică de jos, din abis. Și este puterea lui Satana, prin care el va reuși, frații mei, să înșele pe toți oamenii. Punctul acesta este atât de important să-l înțelegem, pentru că vreau să observăm în această ocazie cum se va întâmpla acest lucru. Haideți să privim la un alt aspect foarte important. Aș dori să înțelegem că pentru realizarea acestui conflict, pentru ca războiul acesta să aibă loc, sunt trei faze pe care noi trebuie să le cunoaștem. Și aș vrea să înțelegem puțin din lucrurile care se vor întâmpla înainte ca să aibă loc conflictul actual. Primul punct este războiul în sine, cum este prezentat aici în Apocalipsa. Deci ultimul mare conflict care se va desfășura în viitor. Înainte de acest conflict, la punctul numărul 2, este un alt conflict care pregătește lumea pentru acel conflict. Deci avem războiul actual, punctul numărul 1, avem pregătirea pentru acea luptă printr-un alt conflict care vine înainte, punctul numărul 2, iar punctul numărul 3, prieteni, este pregătirea noastră pentru acest conflict. Acum, dacă stăm să ne gândim puțin la aspectul acesta, și vreau să rețineți un gând deosebit de important. În ambele armate, pregătirea acestor forțe pentru ultima bătălie se face prin recrutare, organizare și instruire a celor care vor lupta prin acest entuziasm care este insuflat de o anumită putere. Pentru că, frații mei, dacă vrem să înțelegem ce se va întâmpla la sfârșit, puterea aceea care va fi manifestată atunci cere ca să fie alimentată, dacă putem spune așa. Și vreau să știți că în ambele cazuri, atât de partea lui Dumnezeu cât și de partea lui Satana, există un rezervor uriaș de resurse, de putere, prin care ei vor putea să intre în acest ultim mare conflict. Adică, dragi prieteni, atât cei care vor fi de partea lui Dumnezeu sub steagul adevărului și a loialității față de poruncile lui Dumnezeu, vor primi o putere mare. Vom vedea lucrul acesta în curând. Dar și ceilalți care sunt de partea lui Satana și ei au o putere mare. De ambele părți există putere. Și puterea aceasta se va manifesta așa cum noi nici nu ne putem imagina la momentul acesta. Noi, oricât am încercat să înțelegem de mult ceea ce va veni în curând, Serva lui Dumnezeu spune că numai atunci când va începe conflictul, noi vom putea să înțelegem cu adevărat magnitudinea acelui eveniment. Acum aș vrea să înțelegem un lucru. Am spus că este un mare rezervor de putere și de o parte și de alta. Și lucrurile pe care noi le vom vedea în curând, atunci când va începe acest conflict, atunci când se va dezlănțui această luptă, ne vor copleși pe toți prietenii. Haideți însă să aruncăm acum o privire asupra ceea ce va face Dumnezeu în timpul acela. Și vă invit în Apocalipsa capitolul 18, de la versetul 1. Uitați-vă la modul în care Dumnezeu va lucra în acel moment. Versetul 1 ne prezintă aici un înger. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Îngerul acesta, prieten, vine pentru ca să dea putere soliei îngerului al treilea pe măsură ce această solie se apropie de încheiere. Cu alte cuvinte, al patrulea înger care este prezentat în Apocalipsa 18 vine și se unește cu cel de-al treilea înger din Apocalipsa 14 pentru încheierea acestei lucrări. Deci vreau să vă întreb un lucru atunci. Cum se va încheia această lucrare care a început la 1844 cu vestirea celei de-a treia solii îngerești, care cheamă pe toată lumea, întreaga lume, înapoi la adevărata închinare, înălțând sabatul lui Dumnezeu, se va încheia cu o mare putere, prieteni. Aș vrea să observați câteva expresii în acest pasaj, pentru că sunt foarte importante pentru studiul nostru. Vreau să fiți atenți puțin. Încă o dată citim versetul 1. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere. Rețineți această primă expresie. Mare putere.
și pământul s-a luminat de slava lui. Al doilea lucru. Deci avem mare putere, pământul întreg este luminat de slava lui. Versetul 2. El a strigat. A treia expresie. Și apoi spune mai departe, glas cu glas tare, prieteni. Fiți atenți. O mare putere, pământul luminat de slava lui Dumnezeu, strigă și cu glas tare. Ce ne transmit nouă aceste expresii? Observați că aici este prezentată o manifestare neobișnuită a puterii lui Dumnezeu. Deci va fi putere atunci când va coborî îngerul acesta. Este o putere, prieteni, pe care n-a mai văzut-o nimeni în istoria acestui pământ. Puterea lui Dumnezeu deplină se va manifesta. Și ce este această putere? Haideți să punem mai întâi o altă întrebare. Cum va reuși Dumnezeu, prieteni, să îi conducă pe copiii lui credincioși de astăzi, care sunt slabi, nevrednici, păcătoși, nenorociți, săraci, orbi și goi? Noi știm care este starea Bisericii lui Hristos. Cum va reuși Dumnezeu să conducă pe acești oameni și acest grup de oameni într-o experiență în care ei să fie reprezentați de acest înger care se coboară cu o mare putere? Sunteți de acord cu mine că aici este nevoie de o putere specială a lui Dumnezeu? Altfel este imposibil ca noi să facem această lucrare. Este imposibil ca noi să fim aduși în poziția aceea. Și totuși, dragi prieteni, aceasta este cea mai importantă lucrare de pregătire care trebuie să aibă loc în timpul acesta. Deci versetul 18 ne spune așa că este o mare putere. Apropo, îngerul care coboară aici este asemenea îngerilor din Apocalipsa 14, reprezintă pe slujitorii lui Dumnezeu care vor fi plin în momentul acela de puterea lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce este această putere și cum va reuși Dumnezeu să-i aducă pe oamenii lui, pe copiii săi, în această poziție încât ei să fie asemenea unui înger puternic care luminează întreg pământul. Vreți să știți care va fi acel lucru pe care Dumnezeu va folosi pentru pregătirea noastră? Uitați-vă cu mine în Fapte, capitolul 2. Fapte, în capitolul 2, de la versetul 17 și până la 19, spune așa. Apostolul Pavel, când a predicat în ziua cincizecimii, a rostit aceste cuvinte. Versetul 17. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să arate semne în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârteș de fum. Deci care este motivul pentru care poporul lui Dumnezeu va primi putere? Ce stă în spatele acestei manifestări glorioase în momentul în care va veni acea mare putere? Sau ce este acea mare putere, prieteni? Este revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târziu. Acum, am citit acest pasaj care ne spune că Dumnezeu în zilele din urmă va revărsa Duhul Sfânt în ploaia târziu. Însă aș vrea să ne întoarcem înapoi în Apocalipsa 18, și aș dori să vedem chiar din acest pasaj că această mare putere care coboară este fără îndoială manifestarea sau revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târziu. Aș vrea să citim încă o dată versetul 1. După aceea am văzut pogărându-se din cer un alt înger care avea o mare putere. Rețineți gândul acesta. O mare putere. Mergem acum în Fapte, capitolul 1. Și vrem să vedem ce s-a întâmplat când a venit momentul cincizecimii. Ce s-a întâmplat atunci când apostolii s-au strâns împreună în camera de sus și se rugau lui Dumnezeu pentru revărsarea Duhului Sfânt? Uitați-vă cum prezintă cuvântul lui Dumnezeu acest eveniment al cincizecimii, care este de fapt o paralelă a ceea ce va fi ploaia târzie. Scrie în versetul 8 așa. Ci voi veți primi o putere. Cum este numit? Cum este numită această revărsare a Duhului Sfânt? O putere. Când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim. Acum mergem înapoi în Apocalipsa 18. Ce spune că se întâmplă când coboară îngerul acesta? Am văzut un alt înger care avea o mare putere. Deci în Fapte, capitolul 1 cu 8, spune că veți primi o putere. În Fapte, capitolul 18 cu 1, spune o mare putere.
Deci vreau să vă întreb, care este mai mare aici? Ploaia timpurie care a căzut în ziua 50.000 sau ploaia târzie? Ploaia târzie, prieteni. Și Dumnezeu ne descoperă prin acest lucru că manifestarea Duhului Sfânt de la sfârșit o va întrece cu mult pe cea din ziua 50.000. Însă gândul pe care vreau să reținem este că această putere care vine prin îngerul acesta descris aici este de fapt revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. Și acest lucru pregătește poporul lui Dumnezeu pentru ultimul conflict. Observați, inspirația aceasta care vine coboară de sus, în timp ce inspirația lui Satana vine de jos în sus. Inspirația lui Dumnezeu vine de sus în jos. Acum, prieteni, vreau să ascultăm împreună un paragraf din Spiritul Profetic. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Experiențe și viziuni la pagina 85. Dumnezeu ne descoperă momentul când se va întâmpla lucrul acesta. Nu momentul în sensul că noi vom ști exact ziua și clipa în care se va revărsa Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu știe nimeni. Dar noi putem să știm când va avea loc acest eveniment în desfășurarea evenimentelor finale. Ascultați! La începutul timpului de strâmtorare am fost umpluți cu Duhul Sfânt pe măsură ce mergeam și vesteam cu mai multă putere sabatul. Întrebarea se pune acum, ce este acest timp de strâmtorare? Pentru că spune că atunci noi am fost umpluți cu puterea Duhului Sfânt. Citesc mai departe. Începutul timpului de strâmtorare menționat aici nu se referă la vremea în care încep să fie revărsate plăgile, ci la o scurtă perioadă de timp înainte de a fi revărsate, în timp ce Hristos este încă în sanctuar. Deci vreau să ne gândim. Există două timpuri de strâmtorare prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu. Două necazuri. Este marele timp de strâmtorare, care va începe odată cu închiderea harului și revărsarea celor 7 plăgi. Însă Cuvântul ne spune aici că înainte să se întâmple lucrul acesta, avem un alt timp de strâmtorare. Și Sora White îl numește începutul timpului de strâmtorare, când Hristos este încă unde? În Sfânta Sfintelor. Oare ce reprezintă acest timp de strâmtorare? Haideți să vedem ce spune mai departe. Aceeași carte, Experiențe și viziuni, pagina 85, paragraful 3, spune așa. În acea vreme în care se încheie lucrarea de mântuire, necazul va veni pe pământ și toate neamurile vor fi mânioase. Dar ținute totuși în frâu pentru a nu împiedica lucrarea celui de-al treilea înger. Dacă sunt încă ținute în frâu, amintiți-vă imaginea din Apocalipsa 7 cu sigilarea, înseamnă că îngerii aceia încă ce fac? Încă rețin vânturile. Deci lucrul acesta are loc când? Înainte de închiderea arului. Pentru că atunci când vânturile sunt lăsate, prieteni, cele 7 plăci vor cădea. Dar aici este o imagine în care vânturile sunt cum? Reținute. Înseamnă că nici sigilarea încă nu este terminată. Și în timpul acesta, vreau să ascultați ce se întâmplă. În timpul acela va veni ploaia târzie sau înviorarea de la fața Domnului pentru a da putere mari strigări a celui de-al treilea înger. Și ai pregătit pe sfinți să rămână în picioare în intervalul de timp în care vor fi turnate cele 7 plăci. Frații mei, într-un anumit sens știați că ploaia târzie este revărsată asupra noastră zi de zi? Sunt picuri ai ploii târzii, spune Serva lui Dumnezeu, care cad acum peste pământ. Dar, într-un sens special, plinătatea Duhului Sfânt, care va fi revărsată asupra poporului său, va veni doar înainte de închiderea harului. Și totuși, când vorbim despre începutul timpului de strâmtorare, frații mei, știți la ce se referă lucrul acesta? Dacă studiați cu atenție aceste paragrafe și altele, veți vedea că acel timp este momentul când se dă decretul duminical în America. Și apoi acest lucru va fi urmat de celelalte națiuni ale Pământului, celelalte popoare, celelalte țări. Atunci noi putem spune că a început timpul de strâmtorare. Deci după ce se dă decretul duminical, undeva la un timp foarte scurt, la un interval scurt de timp, urmează ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se reverse peste noi. Dar observați ce spune expresia aceea. Pe măsură ce noi mergem și predicăm sabatul cu mai multă putere. Deci, cu alte cuvinte, este o revărsare treptată a Duhului Sfânt peste noi. Însă ceea ce Dumnezeu dorește este ca noi să primim plinătatea Duhului Sfânt. Și vă spun, dragi prieteni, noi nu știm și nu înțelegem ce va fi atunci. Însă când noi vom fi umpluți cu Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu se va manifesta așa cum n-am văzut-o niciodată.
Acum aș vrea să vedem care vor fi rezultatele acestei manifestări glorioase. Uitați-vă cu mine și citim împreună din Experiențe și Viziuni, pagina 271. I-am auzit pe cei îmbrăcați în armură rostind despicat adevărul cu mare putere. Aceasta avea efect. Mulți fusese relegați. Toată teama pe care o aveau față de rudele lor dispăruse și numai adevărul era înălțat înaintea lor. Am întrebat ce anume a provocat această mare schimbare. Deci avea putere mesajul, prieteni. Nimic nu putea să stea în calea mesajului. Oamenii erau lupți din lanțurile lor, din legăturile pe care le avuseseră înainte. Și acum întrebarea o pune, profetul lui Dumnezeu pune întrebarea aceasta. Ce a provocat această schimbare? Un înger a răspuns. Este ploaia târzie, înviorarea de la fața Domnului, marea strigare a celui de-al treilea înger. Deci, prieteni, care va fi puterea aceea care va pregăti poporul lui Dumnezeu pentru ultimul mare conflict? Ce va folosi Dumnezeu în această ultimă bătălie? Care va fi forța care va entuziasma pe fiecare credincios în rostirea ultimului mesaj? Este ploaia târzie a Duhului Sfânt. O, frații mei, dacă de asta depinde totul în ultima bătălie, cum ar trebui noi ca popor astăzi să ne rugăm pentru ploaia târzie? Așa câte o rugăciune aici, colo, așa, într-un mod superficial, fără patos, fără zel, fără stăruință, prieteni? O, nu! Tu când îți dorești un lucru cu toată inima ta, cum îl ceri? Insiști și cauți să faci orice ca să-l obții. Și noi avem nevoie de această putere a Duhului Sfânt. Însă Duhul Sfânt, prieteni, nu este dat ca noi să-L folosim după plăcerea noastră. El este dat ca să ne folosească pe noi. Și dacă revărsarea Duhului Sfânt are de-a face cu marea strigare, adică cu ce, prieteni? Cu evangelizarea lumii și predicarea adevărului altora. Oare de ce ne-ar da nouă Dumnezeu astăzi Duhul Sfânt? Pentru același lucru. Noi nu primim Duhul Sfânt ca să stăm frumos în casele noastre și să ne bucurăm noi de adevărul pe care l-am primit. Când Duhul Sfânt vine peste noi, cum a venit peste Iisus, noi vom merge. Vom umbla încoace și încolo, căutând să-i salvăm pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Duhul Sfânt este dat pentru a sluji, prieteni. Și de aceea, numai dacă suntem dispuși să fim puși pe altarul lui Hristos, să intrăm în această lucrare de slujire, de jertfire de sine, numai așa noi putem primi Duhul Sfânt, în pregătire pentru a primi plinătatea Lui atunci. Ascultați următorul paragraf. Rezultatele revărsării Duhului Sfânt. Vreau să vedeți ce se întâmplă. Experiențe și Viziuni 278, mai departe. Se făceau minuni mari. Cei bolnavi erau vindecați și credincioși erau însoțiți de semne și minuni. Am văzut că acest mesaj se va încheia cu o putere și energie cu mult mai mare decât strigătul de la miezul nopții. Ce a fost strigătul de la miezul nopții? A fost mesajul care a venit în 1844, care spunea, iată mirele ieșiți în întâmpinare. Această ultimă lucrare spune că se va încheia cu o putere și mai mare decât aceea. Și mai departe spune așa. Slujitorul lui Dumnezeu înzestras cu putere de sus, cu fețe luminoase, strălucind de consacrare sfântă, au mers să proclame solia din cer. Suflete care erau risipite prin toate organizațiile religioase au răspuns chemării și cei prețioși au fost zoriți afară din bisericile condamnate, așa cum Lot a fost zorit să iasă din Sodoma înainte de nimicirea ei. Încercați să vă imaginați scena aceea. Dumnezeu dorește ca noi astăzi să ne pregătim, frații mei, în așa fel, vreau să fiți atenți, să reflectăm atât de clar chipul lui Iisus Hristos, caracterul Său iubitor, încât atunci când noi vom rosti solia, oamenii să citească pe chipul și pe fața noastră că este ceva special cu privire la noi, să vadă iubirea întruchipată în viața noastră, să-L vadă pe Hristos în noi. Și când vom vedea această iubire sinceră, devotament, curaj în a rosti mesajul și adevărul lui Dumnezeu, știți ce se va întâmpla, prieteni? Noi vom fi asemenea unui magnet puternic care îi vor trage afară pe cei credincioși. Dar nu uitați, pregătirea pentru acel eveniment se face astăzi. Noi astăzi trebuie să devenim creștini iubitori, care să atragem pe oameni prin exemplu, prieteni. Înainte să deschidem gura, oamenii trebuie să cunoască acest lucru. Vreau să vă mai arăt un lucru interesant. De câte ori citesc acest verset din Apocalipsa 18:1, este un gând care întotdeauna mi-a stăruit în minte. Și vreau să vi-l prezint. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slavă. Vreau să observați ceva.
Cuvântul lui Dumnezeu spune, am văzut. Dacă spune am văzut, la ce atrage privirea aici cuvântul? Cu ce vedem noi, frații mei? Cu ochii noștri. Deci vreau să vedeți că îngerul acesta, când el coboară, el atrage atenția prin ce? Prin înfățișarea lui. Și care este înfățișarea lui? Spune că avea o mare putere, pământul s-a luminat. Dacă pământul se luminează de slava lui, slavă, lumină, ce reprezintă aceasta? Înseamnă că îngerul acesta ce are, prieteni? Are slavă și lumină. Slava, lumina, ce reprezintă oare acestea? Cine este lumina, prieteni? Iisus Hristos, spune Ioan 8 cu 12, dacă mi-amintesc bine, sau 12 cu 8. Hristos Hristos a zis, eu sunt lumina lumii. Deci lumina pe care o are acest înger este ce? Este chipul lui Hristos. Slava reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Lumina reprezintă pe Iisus Hristos. Deci este slava și caracterul lui Dumnezeu manifestat. Însă vreau să observați punctul interesant. Spune că acest înger coboară și abia în versetul 2. Pământul se luminează înainte ca el să rostească un cuvânt. Și apoi el începe și strigă și rostește acel mesaj important. Știți ce îmi spune lucrul acesta, prieteni? Că Dumnezeu vrea ca noi astăzi, în pregătire pentru acel eveniment, să răspândim lumina și slava lui Dumnezeu prin viața noastră, prin exemplul nostru personal de viețuire creștină. Adică înainte ca noi să deschidem gura, Dumnezeu vrea ca lumea aceasta să fie luminată de lumina sa. Ceea ce înseamnă ca noi să trăim adevărul și să fim, cum spune Apostolul Pavel, niște epistole vii în neamul acesta stricat. Prieteni, avem o mare responsabilitate și o mare chemare din partea lui Dumnezeu. Ascultați acest paragraf. Înainte să vă citesc imaginea care o prezintă Seva lui Dumnezeu în tragedia veacului la pagina 464 cu privire la acest eveniment măreț, vă spuneam că ar fi bine să medităm și să încercăm pe cât posibil să ne imaginăm ce se va întâmpla atunci. Pe timpul apostolilor, când a căzut Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, știți ce se întâmpla? O loge a început să se ridice și să umble. Dorca a fost înviată, se făceau minuni, prieteni. Leproșii erau curățiți. Orbii vedeau, surzii auzeau. Erau manifestări glorioase ale puterii lui Dumnezeu. Și acest lucru se va repeta din nou. În timpul acela, când va veni puterea mare a Duhului Sfânt, vom vedea minuni peste tot, prieteni. Vom vedea manifestarea glorioasă a puterii lui Dumnezeu. Chiar vreau să cred din toată inima că se vor face minuni și chiar oameni care au fost morți vor învia. Frații mei, este o repetiție a acelor evenimente. Acum însă vreau să ascultăm ce spune mai departe cuvântul. Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului Dumnezeu va avea loc o reînviorare. Mă scuzați, o așa reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. La ce ne duce cu gândul acest gând, acest pasaj? Adică ce înseamnă o înviorare a evlaviei de la început din timpurile apostolice? Înseamnă, prieteni, că ceea ce se întâmpla cu apostolii pe timpul Domnului Hristos se va întâmpla cu noi. Dragostea adevărată frățească. Părtășia aceea dulce, frații mei, dintre aceia care formau biserica apostolică. Se va manifesta în mijlocul poporului Dumnezeu. Încercați să înțelegeți dacă puteți această imagine. Adică, ce înseamnă asta? Mai concret, înseamnă că păcatul va fi pus la o parte. Neînțelegerile vor fi date la o parte. Va exista o dorință sinceră pentru unitate și colaborare. Nimeni nu se va mai întreba cine este mai mare, ci toți vor fi dispuși să fie ultimii, să fie cei mai mici, să slujească. Va fi un spirit diferit, frații mei, în mijlocul nostru. Distracțiile și amuzamentele lumii acestea vor dispărea dintre noi. Tinerii nu vor mai căuta distracții, prieteni, și lucruri care să-i satisfacă pentru moment. Vor veni într-o consacrare sfântă la picioarele lui Dumnezeu și se vor uni împreună în rugăciune și în spirit misionar pentru a face lucrare. Această evlavie de la început se va da pe față, prieteni. Va dispărea spiritul lumesc din mijlocul nostru. Orice timp frumos va fi atunci, prieteni. Însă vreau să știți că acea lucrare va fi posibilă datorită faptului că astăzi cineva decide să facă acest lucru. Astăzi cineva pune la o parte păcatul, distracțiile, amuzamentele lumii acestea. Astăzi cineva vrea să se separe cu totul de lume.
și să meargă prin puterea Duhului Sfânt, înainte, în pregătire pentru acel timp. Ascultați ce se va întâmpla. Duhul și puterea lui Dumnezeu, versetul, mă scuzați, tragedia 600, 464, paragraful 1. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revăsate peste copiii săi. Toată această manifestare glorioasă, spuneam că vine de unde? De sus. Acum haideți să vedem cum se manifestă puterea care vine de jos, prieteni. Pentru că cele două vor fi într-un conflict teribil. Apocalipsa 13 cu 13. Săvârșea semne mari până acolo de făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Vreau să observați ceva important aici. Aici avem prezentat această fiară cu două coarne, care simbolizează Statele Unite ale Americii. Această putere spune că săvârșea semne mari până acolo, că se făcea să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Ce inspiră, vreau să vă întreb așa, ce inspiră la formarea chipului fiarei? Ce inspiră această putere ca să adune pe toți oamenii? Care este metoda, dacă pot să spun așa, prin care ei reușesc să impresioneze pe ceilalți? Care este puterea care stă în spatele acestei manifestări, prieteni? Care vine ca să contrafacă lucrarea adevărată a Duhului Sfânt? Știți ce este, prieteni, aceasta? Știți ce va avea un efect atât de mare atunci când toată lumea se va uni în călcarea legii lui Dumnezeu și când legea lui Dumnezeu va fi înlăturată cu totul? Este puterea făcătoare de minuni. Uitați-vă în versetul 13. Săvârșea semne mari până acolo că făcea să pogoare foc din cer pe pământ. Deci vreau să fim atenți. În timp ce puterea lui Dumnezeu care vine de sus se va manifesta într-un mod măreț, mesajul va fi predicat cu putere. Semne și minuni vor însoți predicarea acelui mesaj. În timp ce Dumnezeu are în plan să facă lucrul acesta, în ultimul mare conflict, Satana vrea să-l imite sau să-l copieze pe Dumnezeu. Și ce va folosi el, frații mei, ca sursă pentru a reuși în această ultimă mare amăgire? Va folosi minunile sau miracolele pentru a înșela pe copiii lui Dumnezeu și întreaga lume. Acesta este, frații mei, modul. Acesta este modul în care Satana va lucra la sfârșit. Ascultați! Mărturii volumul 5451. Prin decretul ce impune instituția papalității care violează legea lui Dumnezeu, națiunea noastră se va rupe cu totul de neprihănire. Deci când se dă decretul, s-a terminat cu neprihănirea în America. Când protestantismul va întinde mâna peste abis pentru a prinde mâna puterii romane, când se va întinde mâna peste abis pentru a da mâna cu spiritismul, când sub influența acestor întreite uniri, țara noastră va respinge orice principiu al Constituției ca o conducere protestantă și republicană, și va face legi pentru propagarea falsurilor și înșelăciunilor papale, putem cunoaște că a sosit timpul pentru lucrarea prin minuni a lui Satana și că sfârșitul este aproape. Deci ridicarea sau înălțarea chipului fiare prin decretul duminical este ceea ce ne avertizează pe noi că a sosit momentul, prieteni, pentru manifestarea acestei puteri false. O putem numi falsa ploaie târzie, prieteni. Dacă ceea ce va face Dumnezeu este adevărata ploaie târzie, aceasta este falsa ploaie târzie. Și acum vreau să ascultăm. Nu doar că în momentul în care se dă decretul vor începe aceste manifestări glorioase. Frații mei, când spun glorioase, nu vreau să înțelegem că atribui acestei puteri false ceea ce va face Dumnezeu de partea cealaltă. Dar vreau să știți că pentru întreaga lume va fi ceva glorios. Însăși Satana spune că va lua chip de înger. Nu va fi glorie, nu va fi slavă. Știți de ce oamenii vor fi înșelați, prieteni? Pentru că va fi ceva supranatural cum ei n-au văzut niciodată până atunci. Este slavă în ceea ce va face Satana, cu siguranță. El imită ceea ce face Dumnezeu. Acum vreau să ascultăm. Când se va manifesta această putere, odată cu decretul duminical spune că va începe această manifestare a puterii celui rău.
Însă, prieten, textul de aici ne spune un lucru interesant. Nu doar că odată cu decretul începe manifestarea acestei puteri prin minunile pe care le face, dar minunile sunt mijlocul prin care ea pregătește lumea pentru acceptarea acestui lucru. Adică, haideți să punem lucrurile altfel. Înainte ca să se dea decretul duminical. Uitați-vă cu mine în versetul 12, da? Apocalipsa 13 cu 12. După ce ne prezintă această putere, acest miel care se ridică din pământ, această fiară, are coarne ca ale unui miel și vorbește ca un balaur. Deci prima dată se ridică ca o putere blândă, care ține și respectă poruncile lui Dumnezeu, care respectă liberul arbitru. Este țara în care libertatea religioasă a fost susținută pentru mulți ani. Dar pe măsură ce timpul trece, ea vorbește ca un balaur. Deci se schimbă ceva, se transformă ceva. Statele Unite ale Americii trece printr-o schimbare. Haideți să vedem ce spune mai departe, versetul 12. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului. Prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorul pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trea. Deci vreau să vedeți că în timp ce semnele și minunile vor urma decretul lui duminical. Semnele și minunile sunt și cele care preced decretul duminical și pregătesc lumea pentru aceasta. Și aici, prieteni, am un punct foarte important pe care vreau să-l aduc în atenție. Uitați-vă ce se întâmplă la nivel mondial în lumea noastră în ultimii ani de zile. Mai mult decât înainte. Observați cum această putere făcătoare de minuni, a diavolului, prin spiritism, prin adunările acestea, bisericile acestea harismate, prin manifestările acestea, dragi prieteni, pe care oamenii le numesc Duhul Sfânt, unde ei cântă și sar în sus, dansează, se dau peste cap, cad, frații mei, ați văzut predicatorii aceia care rostesc anumite cuvinte și oamenii cad pe spate? Toate aceste manifestări, dragi prieteni, vreau să înțelegeți, sunt pregătite de satană pentru ca să înșele. Aceste manifestări pregătesc lumea pentru decretul duminical. Adică este, cum vă spuneam, este un război și un conflict care începe înainte de adevăratul conflict. Vreau să ascultați ce spune mai departe sora Oia. În tragedia veacurilor la pagina 464. Vrăjbasul sufletului dorește să împiedice această lucrare, adică care? A revărsării Duhului Sfânt. Și înainte ca să vină timpul pentru astfel de lucrare, el va încerca să o împiedice introducând o contrafacere. Aici avem un exemplu foarte clar din Sfânta Scriptură. Vă amintiți de Ilie și Baal când s-au dus pe muntele Carmel? În lupta aceea pentru închinare? Știți că reprezintă în mod desăvârșit ceea ce se va întâmpla la sfârșit? Este un tip. Studiați acel exemplu, studiați acea întâmplare. Pentru că ne ajută să înțelegem ce va fi la sfârșit. Vreau să vă întreb, cine a fost primul care a avut ocazia să-și manifeste puterea? Ce a spus Ilie? Zice, dați-i drumul, faceți un altar, puneți acolo, da, jertfa pe el, legați-o bine, puneți lemnele, da, puneți tot ceea ce trebuie, puneți apă peste altar și apoi încercați să vă rugați lui Dumnezeu, Dumnezeului vostru, da, lui Baal, pentru ca el să binecuvinteze acest lucru și să aducă foc. Au putut prieteni să facă lucrul acesta? Răspunsul este nu. Dar vreau să observați ceva. Ilie n-a spus, lăsați-mă pe mine să intru primul în acțiune. Nu. A spus, întâi faceți voi lucrul acesta. Și exact la fel cum Ilie a dat voie întâi preoților lui Baal să-și manifeste puterea lor. Falsă. Exact la fel, prieteni. Dumnezeu va lăsa întâi pe satana să facă ceea ce vrea el. Îi va da voie ca el să vină mai întâi cu o contrafacere. Va reuși satana, frații mei, cu acea contrafacere. Știți ce este trist? Ca pe timpul lui Ilie, vor fi mulți care se vor afla de partea lui Baal. În momentul în care are loc manifestarea puterii. Și într-adevăr, mulți vor fi înșelați și vor rămâne lipiți de Baal. Nu așa s-a întâmplat și pe timpul acela. Ce urmează se întâmple cu aceea, vor fi junghiați la sfârșit. Însă, prieteni, vreau să vedem un lucru. Este adevărat că în urma acelei manifestări a puterii false, când oamenii au văzut că nu se întâmplă nimic și o zi întreagă s-au chinuit, iar când a venit Ilie și manifestat el puterea, este adevărat că poporul a fost, nu tot poporul, da, dar mare parte din ei,
Sunteți de acord că au înțeles atunci care este Dumnezeu adevărat și s-au plecat și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu și au respins închinarea falsă? Așa este. De aceea, la marea strigare, când Satana vine mai întâi și oferă puterea lui, manifestarea puterii lui, Dumnezeu lasă pe el primul să aibă această șansă. Și apoi Dumnezeu vine și își manifestă el puterea. Și oamenii vor privi și vor face diferența. Și mulți vor fi atunci, frații mei, câștigați de partea lui Dumnezeu. Marea strigare înseamnă marea adunare a celor credincioși. Oamenii vor fi adunați și strânși, frații mei, în staul lui Hristos. Haideți să privim ce spune sora Wai mai departe, întrebare de diavolul 464. Prin ce va reuși Satana să facă această contrafacere? V-am dat un indiciu deja. Ascultați cum prezintă. În bisericile pe care va reuși să le aducă sub conducerea lui, stăpânirea lui amăgitoare, va face să pară că s-a revărsat o binecuvântare deosebită a lui Dumnezeu. Se va manifesta ceea ce se credea fi un mare interes religios. Observați cum se pregătește calea astăzi? Observați întâlnirile acestea mondiale care le fac ei? Unde invită pe toți protestanții să vină împreună? Și acolo ei au loc aceste manifestări, aceste rugăciuni, aceste... Frații mei, de ce toate lucrurile acestea? Pentru că Satana introduce o contrafacere. El pregătește calea pentru acel moment. Înainte de a s-a dat decretul. Se va manifesta ceea ce crede a fi un mare interes religios. Mulțimi se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei. Când de fapt aceasta este o lucrare a unui alt spirit. Sub o aparență religioasă, Satana va căuta să-și întindă influența peste lumea creștină. Și aici aș vrea să amintesc ceva. Hipnoza, prieteni, este o metodă pe care Satana o folosește pentru a înșela pe oameni. Psihologia falsă, spiritismul și toate celelalte forme, el le folosește pentru ca să înșele prieteni. Știți, chiar și în biserica noastră este trist să spunem lucrul acesta, dar au pătruns anumite forme de spiritism. Este această manifestare, cum să spun eu, frații mei, cred că înțelegem foarte bine la ce mă refer acum. Este acest mod de a predica într-un anumit fel și de a gesticula într-un anumit fel și de a atrage atenția publicului la gesturile tale și a încerca prin tonul vocii și prin ceea ce numesc oamenii astăzi omiletică să manipuleze și să influențeze pe ascultători. Cursuri de neurolingvistică se predau la instituțiile noastre. Și au ca scop, frații mei, fiți atenți ce spun acum, să introducă în mijlocul nostru, prin cei care învață pe alții, această manipulare subtilă care se realizează asupra minții omului. Așa ceva, dragi prieteni, nu trebuie să facă niciodată parte din serviciile noastre de închinare. Acesta este modul în care Satana va lucra la sfârșit. Ascultați acum. Sunt metode multe, prieteni, dar vreau să înțelegem un lucru. Dacă Dumnezeu va avea de transmis vreo lumină, spune Spiritul Profetic în mărturii pentru, mă scuzați, experiențe și viziuni, pagina 124. Haideți să vedem de unde va veni lumina. Îi va face pe cei aleși și iubița ei să o înțeleagă, fără ca aceștia să meargă pentru a-și lumina mintea ascultându-i pe cei care sunt în întuneric și rătăcire. Trebuie să aducem noi predicatori necredincioși la voile noastre? Niciodată. Dumnezeu spune că noi nu avem ce lua de la ei. Ei nu sunt o lumină pentru noi. Și noi trebuie să respingem pe acești oameni. Noi avem o lumină care vine de unde? Direct de la Dumnezeu nostru. Următorul paragraf din Spiritul Profetic, și cu acesta aș vrea să închei, face referire, dragi prieteni, de asemenea. La acel moment când acest conflict se va dezlănțui, când pe de o parte puterea lui Satana și de cealaltă parte puterea lui Dumnezeu vor fi văzute împreună, e adevărat că Satana începe, frații mei, dar imediat urmează puterea lui Dumnezeu, care este răspunsul la manifestarea puterilor demonice. Și oamenii vor avea ocazia să vadă clar diferența dintre cele două. Știți ce îi va face pe copilul Dumnezeu să reziste în timpul acela? Vreți să știți, prieteni? Mergeți cu mine în Apocalipsa 14. Frații mei, va fi un timp greu. Dar vă spun un adevăr mare. Mai degrabă aș vrea să rămân bolnav și cu Dumnezeul meu, așteptând răspuns de la El, decât să fiu sănătos, dar să știu că am fost vindecat de Satana. O, frații mei, nu vrem să avem nimic de a face cu manifestarea acelei puteri atunci când va veni.
Dar dacă nu vrem să avem de-a face, atunci trebuie să spunem nu astăzi la toate formele de spiritism și de înșelăciune pe care Satana le trimite. Știți unde trebuie să privim noi, prieteni? Să privim acolo sus, de unde va fi revărsată puterea Duhului Sfânt. Știți de unde va revărsa Dumnezeu puterea Duhului Sfânt? Știați că atunci când a căzut Duhul Sfânt în ziua 50.000, Iisus a intrat în Sfânta? Și acela a fost semnul când a căzut Duhul Sfânt că El a început această lucrare? Semnul că Iisus termină lucrarea în sanctuar și e gata să iasă, va fi revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. La sfârșitul lucrării. De aceea, prieteni, Duhul Sfânt, când va fi revărsat, va fi revărsat din Sfânta Sfintelor. De acolo va revărsa Dumnezeu și apoi va părăsi acel loc. Deci dacă Duhul Sfânt este revărsat din Sfânta Sfintelor, unde trebuie să căutăm noi această putere astăzi? În Sfânta Sfintelor. Acolo trebuie să privim, prieteni. Și dacă privim acolo, veți vedea că Dumnezeu ne va ajuta să ne păstrăm calea dreaptă, așa încât să nu fim înșelați de aceste manifestări false care sunt în mijlocul nostru. Care dau la o parte legea lui Dumnezeu. Dar în Sfânta Sfintelor noi vedem legea înălțată. Spiritul adevărat al lui Dumnezeu te duce la păzirea celor 10 porunci. Te duce la biruința de plină asupra păcatului. Nu la negarea faptului că tu poți să fii ca Iisus, ci la credință puternică în faptul că tu poți fi asemenea Lui. Și că poți să birui cum a biruit El. Și lucrul acesta este adevărat pentru că El a fost exact ca noi, fără nicio diferență în toate lucrurile. Ce ne va ajuta pe noi în timpul acela? Apocalipsa 14:12, Solia Îngerului al treilea se încheie așa. Aici este răbdarea Sfinților, care păzesc poruncile Dumnezeu și au credința în Iisus. Frații mei, avem nevoie de răbdare. Avem nevoie să dezvoltăm astăzi răbdarea și așteptarea, rămânerea în Hristos. Atunci va fi un timp atât de greu încât oamenii vor încerca să meargă din curiozitate sau din lipsă de răbdare, frații mei, din lipsa de a aștepta răspunsul lui Dumnezeu. Vor căuta alte variante, alte soluții, alte metode la problemele lor. Și va fi fatal pentru unii să treacă rândurile împotrivitorilor. Noi trebuie să învățăm să rămânem de partea lui Dumnezeu și să așteptăm cu răbdare ca El să lucreze. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute pe măsură ce aceste două mari puteri se ridică în ultimul mare conflict. Două ore deșteptări, frații mei. Adevărata ploaie târzie și ploaie târzie falsă care vine înainte. Dumnezeu să ne dea putere să facem parte dintre aceia care vor primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze.